Printre primii care au văzut unde și cum sunt tratați din punct de vedere medical deținuții au fost prefectul Cristian Soare și primarul Ion Georgescu. Ei au făcut parte dintr-un grup mai mare ce a trecut pragul penitenciarului Spital Colibaș, cu prilejul porților deschise organizate aici. Unitatea deține o aparatură medicală de top, ce ar putea fi folosită și de locuitorii din zonă, alții decât deținuții. Putem să facem, nu numai, vorbeam și cu domnul primar, nu numai pentru sistemul fizic, ci și să dăm deschidere pentru pacienții din afară. Da? Pacienții de la Mioven, care nu ar trebui neapărat să ducă la Pitești, la asta m-am mai făcut de spitalul Racovița, sau de, ar putea să vină la noi fără niciun fel de probleme pe bază de bilete de trimitere. S-a gândit această policlinică să lucreze și cu privat. În 2003, când au venit toate donațiile de la deținuți, am plasat-o aici ca să facă... Să faceți o comunicare. Da, cel puțin cei care nu aveau asigurări, cei care sunt cazuri sociale să plătească primăria. Vizitatorii au admirat apoi mai multe obiecte realizate chiar de deținuți și s-au oprit în final la Biserica Penitenciarului. Ne străduim să facem același lucru care face și penitenciarul, să îi îndreptăm, să îi reîmpăcăm cu Dumnezeu, să le reconsolidăm calea. Acțiunea a fost organizată pentru a marca Ziua Lucrătorilor de Penitenciare din România, sărbătorită în fiecare an la 29 iunie sub patronajul spiritual al Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii sistemului penitenciar românesc.